Doamnelor, domnilor, numărul persoanelor care au decedat în urma tragicului accident de aseară de pe traseul Chișinău-Streșeni a crescut la 3. O femeie în vârstă de 32 de ani a murit aici la Institutul de Medicină Urgentă în ciuda eforturilor medicilor de a o menține în viață. Alți doi bărbați au beneficiat de îngrijiri medicale. Trebuie să vă spun că cele 3 persoane care au decedat în accident se aflau în mașina de model Volkswagen Passat, condusă potrivit poliției de un bărbat cetățean al României. În același automobil se afla și un copil. El a ajuns la Spitalul Clinic Municipal numărul 3 Valentin Ignatenko și, potrivit doctorilor de acolo, starea lui este stabilă. Aici, la Spitalul de Urgență, au primit îngrijiri medicale 2 bărbați. Unul dintre ei a suferit un politraumatism grav, sever și se află în secția de reanimare. Celălalt bărbat a primit îngrijirile medicale necesare, după care a fost externat și urmează să se facă bine sub supravegherea medicilor de familie. În urma accidentului de circulație produs pe traseu Vatra-Cojușna, da? În incinta institutului nostru au fost adus 3 persoane, 2 bărbați și o femeie. O femeie a fost adusă în stare agonală, practic, în măsuri de resuscitare și cu păreri de rău, cu un politraumatism critic, sever, practic incompatibil cu viața, e o decedat. Ce măsuri? Din datele noastre, dar nu sunt concrete, femeie din 1980, dar era fără documente, nu pot să vă spun exact. Un bărbat a fost spitalizat în stare gravă, stabilă, acum se află în secție de reanimare, au fost efectuate intervenții salvatoare de viață, a fost intervenit imediat cu o intervenție chirurgicală, acum la moment starea lui gravă, dar stabilă. Și o persoană care a fost examinată în departamentul clinic de medicină urgentă a fost dreptată la tratament ambulator, fiind că traumatisme minore. Domnul care este internat la reanimare, este conștient sau inconștient? În conștiință. Dar ce traume a suferit? Tot un politraumatism, începând cu traumatism craniu-cerebral, un traumatism o multiple plăci, traumatism toracic, închis și mai multe. Dar ne-ați putea spune victimele în ce mașini se aflau? Cu păreri de rău, nu cunoaștem.